în mână și te crezi legendar Prometeu. Am de liceu când se întâmplă o tragedie, fiindcă eu văd țări la un film cu parvăiat. Am de liceu îmi plătim cu poezie tot ce ai tu mai bun, mai curat. Evenimentul de astăzi este un eveniment special, special pentru noi, pentru profesorii de la LOGA, pentru absolvenții de la LOGA, pentru elevii noștri, pentru toți cei care iubesc această școală. Este o zi importantă și pentru Timișoara, și pentru Banat, pentru că LOGA este primul liceu cu predare în limba română din Banat. Anul viitor vom împlini 100 de ani de limba română, de învățământ în limba română. Anul acesta ne-am întâlnit din nou, cam fiecare an, în preajma sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena. O zi cu dublă semnificație, este ziua în care se întâlnesc absolvenții, este ziua în care toate generațiile de logani se întâlnesc. Astăzi, mai mult ca oricând, i-am sărbătorit și ne-am luat un simbolic rămas bun de la generația 2018. Ziua LOGA înseamnă enorm de mult pentru toți. Astăzi, în preajma sărbătorii Sfinților Constantin și Elena, ne bucurăm de ziua LOGA și a tuturor loganilor. O zi care a fost stabilită de către absolvenții ce au fondat Asociația Absolvenților, o zi în care cu toții ne bucurăm. O zi simbolică în care creăm un pod peste generații, în care generația actuală, generația cu numărul 95, dacă numărăm, din 1924, când primii absolvenți de învățământ în limba română și-au dat matura, generația 2018, care astăzi, în mod simbolic, își au rămas bun de la noi și noi ne luăm rămas bun de la ei. O zi care ne emoționează pe toți, deopotrivă părinți, profesori, bunici și elevi. O zi în care eu, ca profesor al lor, al multora dintre ei, și ca director adjunct, cred că este un moment de bucurie, un moment și de tristețe în același timp, ca orice părinte care atunci se bucură când cuiul pleacă din cui, se și întristează. O zi în care o să-i sărbătorim pe ei și pe toți logani. La mulți ani LOGA, la mulți ani logani. Distinse oficialități, onorați invitați, dragi absolvenți, stimați colegi profesori. Longevitatea oricărei instituții de învățământ constituie indiscutabil un motiv de bucurie și de sărbătoare. Dar când o astfel de instituție, prin însăși rezultatele ei notabile, reușește să înscrie o pagină importantă în viața cetății, bucuria capătă parcă o motivație și mai consistentă. Sărbătorim astăzi 99 de ani de existență a Colegiului Național CD LOGA ca instituție de învățământ aflată sub administrație românească. În calitate de gazdă, îndrept spre fiecare dintre dumneavoastră mulțumiri, apreciind amabilitatea de a ne fi alături la acest moment de bucurie. Dar cei 99 de ani de viață ai colegiului înseamnă aproape tot atâtea promoții, înseamnă 99 de ani de muncă, înseamnă truda a mii de cadre didactice care și-au dăruit cu generozitate mintea și sufletul spre a forma inteligenția Banatului. Înseamnă 10.000 de absolvenți, înseamnă traversarea unor momente de cumpănă. Indiferent de epoci sau conjuncturi, Colegiul Național CD LOGA prin slujitorii săi și-a urmat crezul. Inaugurat cu 99 de ani în urmă și asumându-și ca simbol emblematic personalitatea ilustrului cărturar iluminist Constantin Diaconovici LOGA, primul liceu românesc din Banat a dat 10 de promoții cu absolvenți calificați în domenii dintre cele mai diverse. Distinși conducători actuali și foști ai Colegiului Național CD LOGA, stimați profesori actuali și foști, stimați foști elevi ai
Colegiul Național Cederoga, dragi elevi și stimați părinți, dacă sunteți, n-am prea demarcat. Îmi face o mare bucurie să pot fi cu dumneavoastră la acest moment aniversar. Pentru că ce poate fi mai frumos decât să aniversezi excelența? Iar Colegiul Național Cederoga este, fără îndoială, un foarte puternic pol de excelență. Meritați cu toții felicitări pentru modul în care v-ați lăsat amprenta asupra școlii, de-a lungul trecerii dumneavoastră prin ea, indiferent de poziția pe care ați ocupat-o, și desigur este și meritul actualilor profesori și elevi pentru, cum știu, să onoreze moștenirea pe care au primit-o. Mult succes și un cuvânt special pentru cei ce absolviți în acest an. Rămâneți, așa cum de altfel s-a întâmplat oricum, puternic legați de această școală toată viața. Tocmai fiul meu este la întâlnirea de 20 de ani de la absolvirea acestei școli și fiica mea a trecut tot pe aici. Eu am făcut școala în județul Arad, la Ineu. N-am avut șansa să fiu aici și știu că acest atașament este unul foarte profund și peren. Vă urez încă o dată tuturor mult succes și celor care veți fi în competiții la concursul de admitere, să fiți acolo cum tradiția arată că sunt poziționați absolvenții acestei școli în fruntea clasamentelor ce vor fi publicate la sfârșitul concursurilor. Vă mulțumesc, toate cele bune tuturor și ce spune că ne-am mutat de la 12 la 12 jumate. Bună ziua, stimați invitați, stimați domnilor director, stimați profesori, dragi elevi. Am aflat cu plăcere în dimineața acestei zile că astăzi la Colegiul Cederoga va avea loc o festivitate foarte frumoasă care marchează împlinirea unei vârste destul de importante, și anume 99 de ani de activitate, și am acceptat cu mare plăcere invitația doamnei inspector școlar general de a participa alături de dumneavoastră astăzi la acest eveniment. Am auzit și acum, fiind în minister și înainte, numai lucruri bune despre acest colegiu. Și dacă ar fi să mă refer doar la rezultatele la examenele naționale, la bacalaureat, deci știu că aveți un procent de 100% de promovabilitate și pe această cale vă felicit pe toți cei care ați contribuit la aceste rezultate, în special corpul profesoral cărora le datorăm rezultatele obținute de elevii noștri. Îi felicit pe cei care au susținut examenele și sunt actualmente absolvenți ai acestei școli și poate că sunt alături de noi astăzi pentru rezultatele obținute. Acum, la această aniversar, vă lansez provocarea încă de pe acum să organizați și la anul sărbătorirea centenarului. Anul acesta ne antrenăm cu centenarul României Mari, la anul vom sărbători centenarul la Cedeloga. Da? Sper să fim din împreună și atunci. Și la întâi de pe acum provocarea doamnei inspector școlar general de a solicita la Ministerul Educației acordarea unei plachete aniversare pentru școala dumneavoastră. Profit de prezența mea aici și vă transmit în numele conducerii Ministerului Educației felicitările noastre pentru tot ceea ce realizați în această școală, pentru că ne apropiem cu pași repede de, nu știu dacă mult așteptatul sau desperiat, examenul de bacalaureat, dar nu cred că va ridica probleme pentru viitorii absolvenți. Doresc să vă doresc de acum succes la acest examen. Sunt convins că toți veți promova examenul de bacalaureat și veți face muncă, domnii profesori, pentru ceea ce au făcut în cei 4 ani de liceu. Am văzut că funcționează și gimnaziul aici. Viitorii absolvenți de clasa 8-a
le doresc succes la evaluarea națională, la fel cum cred că vor fi probleme și sunt convins că toți vor rămâne în continuare aici în școală, nu vor merge la alte licee, așa. Succes în continuare. Corpului profesoral, transmit felicitările mele. Domnule ministru, doamna inspector general, în primul rând, și stimați invitați, în primul rând vreau să vă transmit salutul președintelui. Din păcate este la rat, noi preluăm de săptămâna viitoare președinția Euroregiunii împreună cu colegii din celelalte județe de graniță și cu prietenii noștri maghiari și sârbi. Este un document oficial care astăzi se semnează și de aceea nu este aici. În orice caz vă transmit respectul dânsului pentru tot ce faceți, ați făcut și sunt ferm convins că veți face în continuare. Și ce vreau să vă transmit, mai glumeam și în alt liceu, vorbind sportiv, sunt ferm convins că loc atotdeauna este în Final Four, în finalul competițiilor, atunci când vorbim de clasa 8-a sau bacalaureat, și cu atât mai mult respectul și încrederea vine de la un părinte care are regula Colegiul Bănățean. Așa că vă transmit și am încredere, fiți convins că și nu se știe, e clasa 8-a și s-ar putea să-l aveți aici. Are ceva gânduri vis-a-vis de Loga și să-i dea Dumnezeu să reușească, așa cum vă doresc tuturor să reușiți. Domnule director, dacă Ministerul v-a promis o plachetă, noi vă promitem că și la anul sperăm să dublăm sau să triplăm suma, astfel încât, într-adevăr, Loga la anul trebuie să-și sărbătorească toate personalitățile, toți elevii, tot ce a dat mai bun acest liceu pentru comunitatea locală și județeană. Și nu luați ca o promisiune, luați-o ca orice certitudine, să fim sănătoși, vom fi alături de dumneavoastră, să puteți să vă susțineți și diplomele, și concertul, și absolut tot ce ține, repet, Loga la anul, ce 100 de ani trebuie să-i sărbătorească la adevărata valoare. Vom fi alături de dumneavoastră, fiți convins de acest lucru. În continuare, nu pot decât să vă urez multă sănătate tuturor profesorilor, pentru că noastră dați viață, ați dat și veți da viață tot ce se întâmplă în acest liceu. Vă respectăm. Județul Timiș are nevoie de asemenea valori în continuare. Dumneavoastră vă despărțiți. Județul vrea să nu se despartă de elevii dumneavoastră și consideră că are mare nevoie de tot ceea ce dă liceul dumneavoastră. Încă o dată vă felicit, multă sănătate și respect deosebit din partea Consiliului Județean. Onorată conducere a Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga, stimate și onorate și respectabile cadre didactice, stimați părinți, dragi elevi, în primul rând vreau să îi felicit pe tinerii locali pentru spectacolul oferit în această zi de mare sărbătoare și să le mulțumesc pentru modul în care s-au implicat, s-au pregătit și ne-au prezentat acest spectacol la începutul festivității de deschidere. Vreau să vă spun, de la început, sunt mândru că sunt local. În urmă cu 35 de ani, mă aflam de cealaltă parte a microfonului și eram extraordinar de mândru, de onorat, de responsabil, pentru că absolveam acest liceu de mare, mare prestigiu. În urmă cu aproape 100 de ani, în 1903, în această clădire, a funcționat pentru prima oară o unitate de învățământ. Iar în 7 august 1919, a primit denumirea de Colegiul C.D. Loga și a fost prima școală cu predare de limba română. Generațiile de elevi au dus, au crescut, au ridicat și au transportat peste tot în lume valoarea școlii românești și au reprezentat un ambasador de cea mai înaltă calitate și performanță. Cadrele didactice care au slujit cu devotament și cu înalt profesionalism acest liceu au creat oameni, au creat personalități, au creat caractere. Și, din acest punct de vedere, tuturor celor care au slujit pe altarul învățământului, le mulțumesc. Îi mulțumesc tatălui meu, care a predat la acest lucru.
soției mele care continuă tradiția și vă asigur, dragi elevi, că de fiecare dată când intrăm în acest liceu și veți intra de foarte multe ori de acum înainte, vom spune că venim și revenim acasă. Pentru că acasă înseamnă liceul Loga pentru toți cei care termină și absolv acest liceu, pentru toți cei care au onoarea de a fi absolvenții acestui liceu. Eram copil, eram tânăr, aveam uniforme, era regimul comunist și eram mândru și mergeam cu mâna stângă în față și știți de ce? Pentru că pe mâna stângă era numărul matricol la liceului 46. Și eram fericiți și mulțumiți și mândri când circulam prin oraș cu uniforma pe care scria CD Loga și numărul matricol. Generațiile de astăzi și generațiile care vor urma vor duce mai departe prestigiul acestui liceu, vor continua tradiția și peste ani și ani de zile dumneavoastră vă veți regăsi aici și vă veți felicita colegii mai tineri care sunt elevi sau termină. Celor care anul acesta își încheie activitatea și învățământul la Loga, le doresc să aibă parte de succes la examene, să rămână prieteni, să-și consolideze relațiile și în anii care vor urma să dovedească prieteniile pe care le-au legat. Foștilor mei profesori pe care îi văd astăzi în sală, le mulțumesc, așa cum am făcut-o întotdeauna, pentru modul în care ne-au învățat, ne-au pregătit, ne-au educat și așa am ajuns mulți, foarte mulți din absolvenții de Loga să fim niște ambasadori ai liceului, al orașului, al județului și al României. Anul viitor urmează o mare sărbătoare, 100 de ani. Sunt convins că tot corpul didactic și toți elevii se vor implica în cel mai înalt și cel mai responsabil mod cu putință, astfel încât să putem onora tot ce au făcut generațiile dinaintea noastră. Încă o dată vă afirm, vă spun, sunt mândru că am terminat liceul CD Loga și la mulți ani. Scurt. E vorba de două strofe. Una, definiția și a doua cu o descriere. Definiția lunii mai. E luna în care loganii... Stați că am blocat-o aici. E luna în care loganii se adună festiv la liceu, să vadă pe viu cum trec anii și nu o să lipsesc tocmai eu. A doua, o descriere. Descrierea clasei de liceu. Parfumul clasei de liceu, ca să uităm, e lucru greu. Multe uităm noi, rând pe rând, dar Loga proaspăt ne-a în gând și nu o vom uita nici când, nici voi, nici eu. Oh.
încheierea cursurilor pentru clasele a 12-a, în cadrul căreia țin să adresez câteva cuvinte absolvenților. Dragi absolvenți ai promoției 2018, etapa pe care o încheiați acum este una decisivă pe scara vârstelor, pentru că vă proiectează direct în laboratorul propriei voastre deveniri, angajându-vă într-un serios demers constructiv. Depinde de voi să folosiți inteligent, cu tenacitate, tot ceea ce ați acumulat de la dascălii voștri până acum. Sunteți în pragul marilor alegeri, capabile să vă definească viitorul, să vă croiască traseul vieții profesionale. Absolvirea acestei școli vă deschide perspectiva îmbrățișării oricărei cariere academice. Stă în puterea voastră să vă clădiți armonios ruta vieții, să vă selectați profesia în concordanță cu aspirațiile și posibilitățile voastre și mai ales să o împliniți. Din clasa 11-a Hilo, Sara Popescu. Iată și cheia. Că ați ales să împărtășiți și să ne susțineți în acest moment. Pe parcursul celor 4 ani de liceu am acumulat diverse experiențe, bune și rele, toate ne-au ajutat să creștem într-o oarecare măsură, atât din punct de vedere al caracterului, cât și noi, efectiv, ca oameni. Aș vrea să spun că acum a sosit o altă clipă, clipa în care închidem poarta liceului și, practic, deschidem o altă poartă, și anume ușa vieții. Stimați profesori, vă mulțumim că nu ați lăsat întrebări fără răspuns, că ne-ați învățat că eșecurile nu sunt fatale, iar succesul nu este definitiv. De asemenea, fiecare dintre voi ne-a influențat într-un anumit mod. Unii ați fost prieteni, alții ne-ați fost modele și încă sunteți. Fiecare ne-ați ajutat să creștem într-un mod sau altul și ne-ați insuflat onoarea și mândria că suntem absolvenți ai Colegiului Național Cele Loga. Această flacără ce menține vie cunoașterea, această cheie al templului științei. Și aș vrea să vă spun că aș vrea să vă urez baftă pe mai departe și să vă spun să
trăiți viața înțelepți și să vă scrieți destinele, în același timp să deveniți și să fiți schimbarea pe care voi vreți să o vedeți în lume. Mult succes tuturor, atât în viață cât și la examene! Pe care eu o știu încă din clasa a 5-a și ea este una dintre persoanele deosebite despre care aș vrea să vorbesc eu astăzi. Pentru că eu la începutul clasei a 9-a, mi s-a spus, mama mi-a spus că anii de liceu vor fi cei mai frumoși probabil în viața mea și tuturor mi se spune acest lucru. Părinții mei amândoi au absolvit Loga, de fapt aici s-au cunoscut și eu le-am urmat oarecum drumul și nu știu, între a noua, cel mai mult mă gândeam la universitate, unde voi ajunge, mă gândeam că va fi un drum foarte lung, mi se părea că 4 ani de liceu o să treacă foarte, foarte greu și nu prea vedeam frumusețea asta anilor de liceu, oarecum era un stres pentru mine și aveam multe întrebări existențiale. Aveam parte și de profesori cu care să ne înțelegem bine, să ne deschidem și să avem amintiri minunate până la urmă. Și ceea ce vreau să vă urez vouă, pentru că au fost niște urări foarte frumoase, este că dacă ați avut parcursul pe care l-am avut și eu de-a lungul anilor, probabil acum nu prea vreți să vă gândiți la facultate, am observat că pe măsură ce înaintez în an, vreau să mă gândesc din ce ce mai puțin la ce o să urmeze, pentru că vreau să mă bucur de momentul actual și dacă mă gândesc la BAC, mă gândesc pur ipotetic, ca la o luptă care se desfășoară altundeva și care nu mă afectează niciun fel și probabil că o să primesc o palmă într-a 12-a și când o să mă trezesc direct cu el băcând la ușă. Dar acum că voi, pe voi asta vă așteaptă, vă urez mult succes în continuare și vă doresc ca drumul, cheia asta a vieții, să vă deschidă un drum care să fie oarecum nu o substituție a anilor pe care i-ați avut de grijă, ci o adiție. Să întâlniți persoane care să vă ofere la fel de mult ca persoanele din liceu. Vă mulțumim, ștafeta a fost predată. Zarurile au fost aruncate. 6-6, zice un elev.
cunoștem eu pe toți.